Acest titlu te-a făcut să tresari? M-a făcut și pe mine când mi-a venit în minte acum câteva zile. Nu ne place să ne gândim la părțile noastre urâte, nu-i așa? Prin părți urâte, desigur, mă refer la acele aspecte ale noastre pe care le percepem ca fiind mai puțin perfecte. Pentru unii ar putea fi defecte fizice, cum ar fi acnea, coapsele netonifiate sau mai multă grăsime acumulată în jurul taliei, indiferent de câte ore petrecem în sala de sport. Pentru alții, pot fi probleme emoționale, cum ar fi temerile, fobiile sau stima de sine scăzută. O lecție pe care trebuie să o învăț iarăși și iarăși în propria mea viață este că, cu cât mă împotrivesc mai mult acestor aspecte ale mele, cu cât le urăsc mai mult, cu cât le îndepărtez și încerc să le ignor, cu atât devin mai mari și mai dominante. Rezistența mea, practic, le dă și mai multă putere asupra mea. Dar ce-ar fi dacă am încetat să respingem aceste aspecte din noi înșine? Ce-ar fi dacă le-am accepta, le-am iubit și le-am îmbrățișa? Ce se întâmplă cu ele? Haideți să vă explic altfel. În cea mai mare parte a vieții mele de adult, am fost proprietar de pisici, sau ar trebui să spun, ele m-au deținut pe mine. Câteva dintre ele erau vagabonde când le-am luat la mine și erau într-o stare groaznică, pline de purici, cu blana murdară și ochii triști. O parte din vină pentru toate acestea o avea sănătatea lor fizică și lipsa unei alimentații adecvate, lucruri pe care le-am remediat în următoarele săptămâni. Dar, la un nivel mai profund, aceste animale erau înfometate de dragoste și afecțiune. Dar am rezolvat și această problemă mângâindu-le, vorbindu-le, transmițându-le cu și fără cuvinte că sunt importante, că merită să fie iubite profund și pe deplin. Și ele au răspuns la asta. Pe măsură ce treceau săptămânile, o lumină începea să strălucească în ochii lor. Deveneau mai jucăușe și păreau mai fericite și mai mulțumite. În cele din urmă, nu mai semănau cu creaturile zdrențuite care intraseră pe ușa mea. Străluceau de viață și bucurie. Blana lor a devenit moale și mătăsoasă, ochii lor erau strălucitori și păreau cu adevărat fericite. Dragostea transformă. Atât este de simplu. Oricine a iubit profund sau a fost iubit profund poate confirma acest lucru. Așadar, cum se aplică asta la părțile noastre urâte? Ce s-ar întâmpla dacă le-am iubit și le-am îmbrățișa? S-ar transforma ele în ceva mai frumos? Poate că da, poate că nu. Aceste părți din noi înșine pot exista cu un motiv și s-ar putea să nu le putem schimba. Totuși, dacă nu le putem transforma, poate că putem totuși să ne transformăm percepția asupra lor și poate că nu ne vor mai părea urâte. Ele devin pur și simplu un mic aspect al sinelui nostru total. Aceste aspecte individuale nu sunt bune sau rele, ele pur și simplu sunt. A urâ anumite părți din noi înșine este ca și cum am refuzat să privim un curcubeu pentru că nu ne place culoarea verde. Dacă îți plac celelalte culori, poți accepta măcar verdele, nu? Un curcubeu nu ar fi complet fără culoarea verde. Dacă vrem să ne acceptăm pe noi înșine, trebuie să acceptăm toate părțile din noi înșine. Pe unele dintre ele s-ar putea să le putem îmbunătăți în timp, iar pe altele s-ar putea să nu. Și asta este perfect în regulă. Important este să devenim împăcați cu noi înșine, în loc să luptăm zi de zi cu aceste bătălii ridicole. Trebuie să ne îmbrățișăm, să ne hrănim și să ne iubim. Făcând acest lucru, ne vom transforma, la un nivel sau altul, în variante mult mai bune ale noastre. Dacă ți-a plăcut videoclipul, asigură-te că apeși butonul de like și că te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja. De asemenea, nu uita să activați clopoțelul de notificare. În acest fel, veți fi anunțați de fiecare dată când un nou videoclip este încărcat pe canal. Vă mulțumim pentru atenție!